Bună ziua tuturor! Astăzi voi pregăti pârjoale sau cătlete din varză și brocoli la dorință. Ingredientele necesare: 500-700 grame de varză, 500 de grame de conopidă, 100-200 grame de cașcaval, 3-5 ouă, 100-200 mg de lapte, 50-250 grame făină, sare și piper negru. Varza și brocoli le dăm prin răzătoare. Într-un vas stricăm ouăle, punem piper negru, sare, mestecăm bine din bine. Adăugăm laptele, făina, până se face o compoziție cremoasă. După aceasta punem varza și brocolul tăcat. Amestecăm bine până la o compoziție omogenă. Pe o foaie de copt formăm pârjoare. Se coace la cuptor aproximativ 25-40 de minute la temperatura 180-200 grade Celsius. Punem cașcavalul deasupra, apoi le mai coacem la cuptor încă aproximativ 3-5 minute. Pârjoarele sunt gata. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vă aștept la următoarele videouri. O zi bună în continuare. Pa, pa!